la intersecția groazei. Băi, frate, mă, băi, zici că asta nu s-au avut ăștia pe-n trafic pe aici, zici că erau din altă planetă. Ucraina.
trec ăștia pe loc nepermisat. Ia mașina peste ei. Ei vreau la măcelării, sincer. Sunt în intersecție. Sunt la apul aici, nu știu cum proști ăștia. S-a revenit în kilometraj pe mijloc. Am luat niște bălătoace, deci s-a inundat aproape în toate părțile. De ce? Mai nu se dai înainte. Da, înainte nu mai dai. Deci s-a făcut galben, mai făcut de-am depus pe gând. I-am dat drumul la filmare. Să vadă și lumea pe aici. Da. Parviz, eu doar ce l-am schimbat. E plin dorobanți ăsta, bă, de pietre. Pietre, pietricele, vine autobuzul, calcă pe ele și i-a făcut de 5, 7, 8 milioane. Ăsta se bagă. Retardația, nu știu, voi mai controlați-vă, mai stăpâniți-vă că sunteți belea rău în trafic. Am văzut la unii, n-au creier deloc, voi mâncați. Cred că aveți udă între voi și vă jigniți, că bă, că hau, că da. O să ne ambuteiem aici, ce le facem? Nu vă mă ambuteia și la rău. Iată cum s-au după geam. Nu mai vine de sus. Și nu s-au curești și doar ăsta nu era pătat pe... Deci am consumat de motorină pe semafoare și pe mersul camel. Bucata de tronson la podul lui Căcat nu le dă drumul să mai venim și noi pe partea asta. Să ne chinuim pe aici cu mașini. Zine. Ajungem la 10 noapte acasă. Ce ne ai eu? Pește, pește. A făcut-o la podul ăla, la CFR, la mama lui, dar era cu domnul, se circule omul pe ea, băi. Au cum sar pietrele pe pecuții pe partea asta. Că dacă căpoșii ăștia ar da drumul pe intersecția de centură pe acolo, o s-ar mai crea aici în oraș nebuneală. Deci în spate nu mai vă zic ce este. Doamne ferici, se întâmplă ceva cu pompieri. Vine și din față și din spate. Nu ai cum să mai treci. Așa le-i gândirea.
handicapat sau... Ăștia cu taximetria, parcă au luat-o și ăștia razna. Să cred că vor să iasă, uite, am blocat cretinul tot acolo. Pentru ce forțezi dacă tu încă nu ai vizibilitate? Mai era cu să te ia acolo, potolit.